Sub actuala vatră a orașului au fost descoperite urme foarte vechi de locuire, vestigiile așezării dacoromane numită Cedonia. În perioada 1141-1162, pe teritoriul actual al municipiului, și-au făcut apariția coloniști sași. Prima menționare documentară a localității a fost făcută la 20 decembrie 1191 cu numele Cibinum și apare într-un document papal emis la Roma, într-un document emis de Papa Celestin al III-lea. Începuturile Sibiului stau sub semnul colonizărilor săsești. Primii coloniști proveneau din teritoriile germane de la vest de Rin și erau flamanzi, valoni și franconi. Între 1191 și 1224, pe platoul din orașul de sus, sibienii construiesc o bazilică în stil romanic. Legenda spune că o colonie săsească din Franconia, condusă de anume Hermann din Nürnberg, ar fi întemeiat așezarea. Abia întemeiat, la mai puțin de un secol de viață, Sibiul este trecut prin foc și sabie în 1241-1242, odată cu marea invazie tătară. Atât de grav a fost afectat orașul încât a fost la un pas să fie părăsit. De atunci înainte, amintirea tătarilor și teama de invazie a determinat pe sibieni să fortifice continuu orașul. Ei au construit ziduri și turnuri puternice la adăpostul cărora Sibiul s-a putut dezvolta. Deja în secolul XV, Sibiul și-a căpătat renumele de cea mai puternică cetate a Transilvaniei. Totodată, Sibiul medieval a devenit o așezare prosperă, centru administrativ al sașilor și cetate strategică de mare importanță la granița de sud. Încă de la începuturile sale, Sibiul a fost un centru predilect al meșteșugarilor. Coloniștii au adus cu ei experiența și cunoștințele din așezările de baștină, având o tehnologie și organizare superioară celei cunoscute în Transilvania. La început de secol XVI, Sibiul se prezenta ca o cetate prosperă în plină dezvoltare. Numărul de bresle trecute de 30, iar murierii, artificierii, tipografii și orfevrierii duseseră faima Sibiului departe, peste hotare. Tot mai mulți țărani, printre care mulți români care fugeau de iobăgie, se așează în afara zidurilor cetăților, sporind numărul de locuitori. Între timp, au loc numeroase evenimente politice și militare care afectează viața orașului. În 1688, armatele habsburgice intră în Transilvania și pun capăt stăpânirii turcești. Diploma Leopoldină din 1691 integrează Transilvania în Imperiul Habsburgic, recunoscând autonomia provinciei, dar și privilegiile nobilimii și a sașilor. Pentru că Sibiul era un centru tradițional filo-habsburgic, Viena decide să stabilească capitala Transilvaniei aici. Va fi capitală și reședința guvernatorului Transilvaniei pentru aproape 100 de ani, până în 1791. Ce a urmat, bine se știe. Sibiul este astăzi unul din orașele model ale României moderne. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.